Salvare tuturor, eu sunt The Universe Gamer și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Știu că n-am filmat atunci când am luat Legendary chestul, adică ieri. Și astăzi l-am deschis acum 2 minute, am dat 2 gemuri pe el și mi-a picat electrolizar. Păcat că n-am filmat atunci. Da, deci astăzi o să joc cu un prieten. Nu știu dacă mai este pe Clash, dar sper să mai fie, da? Ok, este că el a jucat și data trecută, să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Nimica, deci am luat doar electrolizarul și după o să mă uit de decuri sau ceva de genul cu el. Deci hai să-i dăm un 2v2 băiatului. Aole, cred că mă apuc o răceală zdravănă. Da, deci tot cu băiatul de Arena 2. Da. Bine, Arena 3, ne-am întâlnit azi pe stradă și l-am crescut. Nu l-am crescut, e boostat, da. Ok, deci, cred că ăștia au făcut cea mai mare greșeală pentru că electroul meu le va opri pe amândouă. Chiar sunt fericit de ce legendar am luat azi. Și îmi place cum aleargă. Nu-l mai prinde bomba, aoleu, iarăși. Frame-urile. Chit că moare repede, este o legendară foarte bună. Dar Sparky-ul, Inferno, tot nu o să uit legendarele astea două care le-am avut. Și încă le am. Deci tot o să mai joc decuri cu ele, dar nu doar cu Electrolyzer și așa pe altfel. Da, a băgat degeaba, cred. Pentru că, da. Hai să vedem. Deși el puțin de merge acolo. Eu sunt mulțumit de legendarea asta, adică, da. Chiar tremur încă. Haolo. Da, să pună giant-ul acolo. Ah, ok, deci e bine. Că spamez eu acum în spate. Da, sperăm, da. Deci nu mai e nimica printre noi giantul ăla. Holy. Cred că o să pun un hog. Să văd. Să mă apăr. De fapt să-l apăr. Da. Am greșit punând acolo. Hai să pun acolo electroul. Nu știu încă să joc cu el, doar ce l-am primit, deci... Da. O să aflu eu mai încolo cum se joacă cu el. Dar sper să câștig meciul. Chiar vreau să câștig un meci azi. Am câștigat mai multe, dar... Da. Aveam un episod pregătit pentru azi în caz că nu putem să filmez, dar din păcate l-am șters. Cred că se aude prea tare. În fine, nu trebuia să pună fix acolo pentru că, în fine, adică cum a vrut el. Și îmi place că dă cu o mână într-o parte și cu o mână în cealaltă parte, când sunt două unități. Da, deci din păcate, credeam că am pierdut, dacă încolo nu. Da, din păcate cred că o să pierdem și de data asta. Da. Oh my god, ce noroc am avut acolo. Și încă mai avem noroc, să sperăm că le luăm turnul. Nu. Da. Da, am băgat degeaba acolo. Da, deci... Nu înțeleg de ce am pierdut aici, chiar nu știam. Ok, deci cred că o să-mi schimb deck-ul puțin. Schimb pe deck-ul 4, da. E bun asta. Deci bineînțeles să pun Electrolyzard-ul. Hog Rider-ul. Sparky-ul. O să pun aici Zep-ul, Ice Golem-ul, Goblin Barrel-ul
Cam asta e decul, da. Sper să fie bun, pentru că pun combinația Hog, Ice Golem în față și Hog Rider. Și dacă și mă apăr de baloane cu Inferno și Electro, Sparky, dacă mai rămâne câteva de meci de dat și se fixează pe tur, mai dă. Zepu și Erosurile să fie tot așa, să mă apăr de Skarmie sau de Minion Horde. Și Goblin Barrel-ul este combinația perfectă dacă mai rămân, de exemplu, ceilalți cu 2, cu 200 HP și ceva. Deci este, mi se pare că e bun de... Am mai intrat o prietenă. Sper să accepte. Dacă nu jucăm... ok. Dacă vreau să zic... Vreau să zic că dacă nu jucăm în... jucăm la quick match. Ok, cred că și-a schimbat și el decul. N-am fost atent la decul lui. Eu o să pușesc pe partea cealaltă. O să fiu puțin egoist aici. Vreau să văd dacă se întâmplă ceva bine cu combinația asta. Da, cred că am fost prea mult egoist aici. Sper doar să nu ne ia turnul, atâta spun. De fapt, nu, stăm chiar bine, chiar mai bine decât ei. Adică de-abia acum ne-au luat turnul. Deci suntem puțin mai în față. Dar, bineînțeles, trebuie să ne apărăm. Deci, cred că funcționează decul ăsta, o să funcționeze. Oh my god, oh my god, oh my god. Deci urăsc muschetirele alea la culme, dar măcar le-am scos. Valkyria la 2, nu pot să cred. Deci are cărțile prea mici ca să joace. Încă până la 2v2, dacă pică cu din ăștia, de... na. Și am observat că suntem level mai mic decât ei. Poate sunt doi prieteni care joacă. Ca mine. O să pun asta aici. Cred că am făcut o mangă greșeală. Să recunosc, pentru că de asta. Dar cred că o să pun altceva în loc de Zep. Pentru că și așa nu dă mult damage. O să trimit un Goblin Barrel acolo. Cum am zis, că este foarte bun. Și că dă mult damage. Mie să bag. E bine ce-am făcut. Chiar dacă mai avea puțin și îmi lua electroul, dar nu contează. Încă mai e timp să-mi schimb greșeala, deci. Dar din păcate, na, s-ar putea să nu mai fie deloc timp. Și mă enervează că dau și muschetirele alea, adică... Nu este prea ok... Dar nici prea nașpa. Ce pot să zic? Nu pot să zic nimica pentru că... aproape ne-au luat turnul. Adică... turnul regelui. Ok. Wizardul trebuie să-l folosesc. Nu să-l bag una, două, Wizardul sau ceva de genul. Nu, ar trebui să învăț să-l folosesc pentru că este dificil totuși să înveți de... să înveți să joci cu el, dar na. Deci, da. Mai jucăm un match. Mie tot îmi place de cu asta. Era să dau la altcineva, 2v2. Da. Mai de accepti? Mi-a dat cancel. Cred că o să dau click match. Sau, cred că o să-i dau din nou. Să văd. Mie să nu le enervez. Și după să nu mai joace deloc cu mine. Asta e chestia. Ah, ok. Deci... a intrat.
Nu o să pun, nu o să fac chiar și greșeala asta. Și nu o să mai fiu egoist, o să stau să încerc să mă apăr. Deja avem o problemă, o mică mare problemă. Da. Noroc cu Inferno Dragonul meu că dă și la ăla de rupe. Ok, hai să văd. Să văd. Ok, mersi. Că l-ai luat. Chiar îmi place. Dar din păcate nu-mi place că... Nu înțeleg de ce l-am băgat, doar așa, ca să... Credeam că am băgat zepul, că știam că are cercul ăla, dar acum am trei cărți de apărare. Erosul... Eros... Erosul, zepul și zepul acela care lă electroul când cade, când îl pui în arenă. Deci, da. Acum, cu pachetul ăsta ești mai protejat, ca să zic așa. Ok, cred că o să aștept pentru Sparky, pentru că el dă mult damage. Ok, credeam că se sparge înainte și după dădea Sparky-ul, că altfel era mai ușor ca să îi luăm, dar bineînțeles, da. Ok. A dat foarte bine acolo. Este... Măcar un meci câștigat să avem pe ziua de... să am în... în filmarea asta. Un meci, măcar. Nu că în celelalte videoclipuri... N-am câștigat meciuri, dar asta e altă chestie. Deci trebuie să ne apărăm aici foarte bine. Pentru că, da. Opa. Ok, bravo. Bravo nouă că am reușit să ne apărăm. Da, ce pot să zic? Ok, deci, da. Cred că o să închei episodul aici. Da. Deci, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați butonul de like, să dați un share, să vă abonați. Și cred că numai butonul de like merită pentru că am luat electrowizardul, dar din păcate n-am filmat. Deci, cam atât a fost cu acest episod.